Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă stadiul proiectelor aflate în implementare în municipiul Călăraș. Astfel s-a discutat despre demolările construcțiilor de pe malul brațului Borcea, rețeaua de canalizare, deschiderea bazinului didactic și a cluburilor de la Poșta Veche și, nu în ultimul rând, primarul a prezentat rezultatul discuțiilor purtate la Ministerul Dezvoltării și Agenția Națională pentru Locuințe. Vreau să liniștim un pic apele, pentru că sunt destul de multe vorbe în târg, dar ați văzut, am făcut pasul. Am început demolarea acolo unde trebuie să fie făcut proiectul Promenada, plus parcul și plus parcul de amarcațiuni ușoare, da, care îl face Consiliul Județean. Da, avem finanțare. Iar ce este neeligibil, este clar că vom suporta atât Consiliul Județean, cât și Primăria Municipiului Călăraș. Acolo nu își va face nimeni case, vom face acest proiect care este pe programul operațional regional, da? Pe BOR, da? Vom face promenada și o să fie un proiect frumos. Ca să închidem acest subiect care tot s-a dezbătut că nu mai face nimeni acolo nimic, că o să-și facă case X și Y, nu, acolo va fi proiectul promenada și, cum s-a spus, portul de amalgațiuni ușoare pe care îl va face și există finanțare la Ministerul Dezvoltării, da, obținută decât de Consiliul Județean. 2. Ați văzut ce s-a întâmplat o săptămână ploioasă, ne-a demonstrat că canalizările care au fost făcute sunt ineficiente. Poate au fost subdebitate, poate nu au fost făcute cum trebuie, dar este clar că trebuie să privim în viitor aceste schimbări climatice și să mărim capacitatea de preluare a apelor pluviale din comunitatea noastră. Avem nevoie de ajutorul tuturor forțelor politice, pe cele de la PSD le am lângă mine, avem nevoie și de deputații și senatorii de la PNL, avem nevoie de prefectul municipiului Călăraș, pentru că trebuie să decretăm o stare de urgență, zic eu, în cartierele mărginașe. Și mă refer aici în faptul că avem cartierul Mircea Vodă, care trebuie să-l asfaltăm. Degeaba avem noi guri de captare a apelor pluviale, pentru că acelea, în plouă, se umple cu noroi, nu sunt eficiente, se înfundă canalizarea și apar problemele care au apărut și în această săptămână. Avem nevoie de faptul că noi, dacă decretăm o stare de urgență în aceste cartiere și putem să facem lucrul acesta prin intermediul prefecturii, avem toate documentele la CNI în care să obținem această finanțare de asfaltare a acestor cartiere, în special cartierul Mircea Vodă. Am pregătit și pregătim documentația pentru cartierul Măgureni, pentru că și acolo este o situație complicată. N-am apucat să punem aplicare proiectul întârziat de canalizare pluvială și menajeră. Timp se pare că ne-a fost potrivit, dar totuși cred că luna iulie terminăm și mai scăpăm de acest disconfort. S-a produs foarte mult noroi, foarte mult deraj, dar cu toate astea mergem înainte. Dacă avem susținere și avem susținerea Consiliului Județean, drept urmare, fac apel încă o dată la prefectul județului Călăraș să ne ajute pe această zonă să putem să obținem ușor această finanțare de la CNI, pentru că avem documentele depuse de anul trecut. 3. Vreau să se termine și să înțeleagă anumiți consilieri locali, în speță cineva după la Pro-România, care n-a terminat campania electorală, drumul de la Siderga se va face. Dar așa cum bine știți, avem buget de o lună jumate, a trebuit să facem documentațiile, a trebuit să începem să dăm drumul la atribuire. Noi nu avem așa o putere mare de a face cu forțe proprii și trebuie să licităm acest proiect, să luăm un antreprenor să-l facă acest drum. Ba mai mult, vom merge și cu reparația iluminatului public în zona respectivă. Vom face în așa fel să avem lumină pe acest drum de intrare de la Siderga. Deci, aveți răbdare, pentru că noi construim orașul, nu dărâmăm orașul cum a fost până acum. După pluriile acestea, strada Găinița a fost inundată. Bănuiesc că înainte de a se asfalta s-au realizat și gurile de...
deci toate, deci toate aceste defecte grele le-am filmat, le-am trimis la antreprenor, să ia măsuri, nu s-a făcut recepția și se fac reparații în continuare. Se face proiectarea tehnică. Ținând cont că suntem într-o zonă în care, din când în când, cad ploi abundent, nu se dimensionează la capacitatea necesară a acestui lucru de scurgere? Nu, trebuie să schimbate normativele și aici, domnul senator, ce nu e poate să spună mai multe pentru că este în domeniu, trebuie schimbate normativele pentru că sunt niște normative vechi care nu țin cont de faptul că s-au făcut atâtea schimbări climatice. Iar un fapt concret care l-ați văzut toată lumea, probabil că l-ați văzut la televizor sau pe Facebook, în Craiova au căzut 70 de litri pe metru pătrat când săreau toate capacele de la canalizare sub. Și atunci trebuie să se gândească cei care fac aceste normative și nu o să facem sesizări în zona asta, mai ales pe AMR, pe Asociația Municipiilor de România, pentru că trebuie să mărească capacitatea de preluare a apelor pluviale, pentru că nu am demonstrat că nu mai putem face când sunt rupere de loc, ceea ce se întâmplă de ce în ce mai frecvent. Am văzut că vorbeați de drumul de la Siderca, inclusiv acolo s-au făcut niște improvizații ca să se scurgă apa de pe carosabil. Nu, acolo nu s-a terminat. Deci acolo nu s-a terminat investiția. Deci acolo nu s-a terminat investiția, le-am oprit un pic în spățul Consiliului Județean, pentru că noi, ca și municipiu, trebuie să ducem iluminatul public pe zona respectivă și atunci nu puteam să facem ceva, după aceea să spargem, să stricăm. Nu, cu răbdare o să le facem pe toate. Domnule primar, ați întrebat că și în ce părere au despre ideea domnului Dragu de a planta sau a replanta trandafiri pe scoar? Nu, asta este o idee care domnul Dragu a spus-o și o spune în campanie. O să o analizăm la momentul respectiv și vom lua decizia. Dar ați văzut cum s-a produs evenimentul respectiv în Consiliu, când cei de la Polonia au spus că nu avem o peisagistică și dânsul s-a alipit ideea să mai punem câțiva trandafiri. Odată cu demararea lucrărilor pe strada București-Scorul, va fi modificat sau va rămâne la aceeași? Nu, nu va fi. Din păcate, proiectul care nu va fi modificat, eu am spus-o și în 2016 și o spun și acum că trebuia modificat de la început. Dacă vom găsi înțelegere și vom vedea, vom avea o discuție cu proiectanții pe zona respectivă, dacă putem să intervenim, vom face ca să mai lățim un pic benzile, că tot intervenim și atunci vom vedea. Dar din ce am discutat până acum, pentru că acest lucru l-am aplicat, nu mi s-a dat prea bune. Ba mai mult, n-am să înțeleg de ce în acest proiect a fost uitat trotuarul de la Titulescu la Cuzavod. Acolo trebuie să găsim o soluție tehnică, să vedem și necesar, să vedem cum mergem. Dacă nu, iarăși vom merge pe o zonă de fonduri proprii ca să facem și acest trotuar. Adică n-am știut de ce s-a întâmplat așa. Un consilier local semnala lucrările toate la jandarmerie. Ați verificat la gard că nu știu ce spune s-o ocupă domeniul public. Da, ocupă domeniul public. Sunt constate materiale de domeniul public. Deci am avut o discuție dimineața cu cei de la urbanism, nu am rezultatul, dar cei de la jandarmerie deja au toate autorizațiile să poată să-și facă gardul oamenii. Atunci vom găsi. Acolo vom găsi înțelegere și cu siguranță vom avea soluții. Ba mai mult, o să intervenim și în zona aceea, să îmbunătățim zona de trotuar ca să fie un întreg, dacă tot au intervenit oamenii cu gardul respectiv. În ultima perioadă au apărut în Parcul Dumbrava mai multe ziliene și jocuri acestea de joacă pentru copii. Și jocuri de joacă. Ba, de-astea. Diferite aparaturi. Da. Crează un disconfort celor care frecventează acel parc și vă spun și de ce. Pe partea cu scările, ca să zic, așa ocupă aproape două treimi din alee. E vorba de Dugheana de la Bediais. Și mai o dugheană mai în față. Acolo când se așează lumea în față, nu mai are să... Pe partea cu scările? Pe partea cu faleza, cu orașul, ca să zic așa. Așa. Sunt copori. E o alee. Da? Au generatoarele acelea de curent, care fac un zgomot infernal. Nu, generatoarele e ceva temporar, pentru că eu am obligat să-și facă contract cu Edenul, să găsească soluția în care să-i racorteze. Pentru că primăria nu poate să-i acordeze la energie electrică, că nu suntem furnizori de energie electrică, și atunci ei au un timp în care să-și facă aceste demersuri. Vă dați seama că nu-i lăsăm cu generatoarele, pentru că știm ce zgomot face. Domnule primar,
Da, dar asta mă întreb. De ce ați ales această variantă de a-i lăsa să desfășoare activități comerciale într-o zonă care trebuie să fie liniștită? Știți ce se întâmplă? Este foarte greu să împarți și pe unul și pe alții. Ați văzut că locuri de muncă în Călăraș nu sunt. Așa cum ziceți dumneavoastră, de o dugheană respectivă, astea sunt, nu de azi, de ieri, sunt de ani de zile comercianți, ambulanți, ca să-i numim așa, care vin și stau în bar și își pun acolo și au un mijloc de trai. Dar acest trai trebuie să-l facă ca să nu genereze disconfort celorlalți. Da? Pentru că de acolo trăiesc familii, trebuie să găsim o soluție și pentru acei oameni. Eu mă garantez că pentru o categorie limitată de oameni, de persoane, un număr limitat, creați un disconfort pentru un număr mult mai mare. Dacă ați face un sondaj, nu știu, o să facem dacă și sondajele un sondaj pentru cei care frecventează parcul cu copii, cu bătrâni, mă rog, cine se duce acolo, o să vedeți că sunteți în pierdere. Adică ați luat decizia de a da, să spunem, pentru da, 5 da. Familii. Deci acolo, deci ascultați-vă, acolo au fost de ani de zile. Nu, zona scenei. Nu, mă refer la zona scenei. Mă refer la zona rampei, unde nu erau. Era o singură masă, la un moment dat, era o femeie care vindea baloane. Da? Și toată alea de lângă... Deci o să analizăm acolo, să vedem ce... O să analizăm și o să vedem ce decizie luăm acolo. Domnule primar, primăria a reușit să transmită acea adresă către Ministerul Dezvoltării și ANL? Am fost acolo personal. Deci am fost acolo personal ca să semnez contractul, să stau de vorbă cu cei de acolo. Am semnat contractul. Mi s-a spus că anul trecut s-a semnat un contract de 100.000 de lei. Cert este că și anul acesta a semnat un contract tot de început pentru 100.000 de lei. Da? Dar mi s-a spus așa. Anul trecut nu au dedicat banii, n-au consumat banii respectiv din vari motive și atunci nu s-a mai acordat altă finanțare pentru că nu aveau de ce dacă n-au cheltuit banii. Și mi-au spus, dacă în 3 luni de zile eu duc devizele și tot devizele duc facturile să mi le deconteze, atunci îmi va da și altă finanțare. Drept urmare, eu deja de ieri am discutat, astăzi deja cred că am o soluție și atunci să pot să încep acea construcție după Dumbravei, să începem să ne mișcăm, pentru că avem nevoie de lucruri. Și dacă am promisiunea că îmi vor da bani de la ANL, am acesta estimez undeva la 1.200.000 să avem acolo din banii primăriei. Da? Plus, dacă mai vin și acolo și ducem pe vreo 2 milioane, ne-am mișcat destul de bine. Ați semnat și problema prețurilor de la ANL? Sigur, așa cum am promis în Consiliul Local, am dus personal acele documente, le-am lăsat și să vedem ce se întâmplă. Accesul către sala de sport, sala polivalentă, dinspre parc, intră în planurile dumneavoastră? Sigur. Ați văzut ce se întâmplă acolo și o să găsim soluții și acolo, dar trebuie să avem răbdare ca să ne putem. Nu putem să le facem pe toate. Că dacă începem într-o zonă și ne mutăm așa în alta, iar din aia sărim, mai nu putem. Răgazul, dați-ne răgazul ca să avem acești 3 ani când mai avem, să vă demonstrăm că știm să facem lucruri serioase. Oricum, primar, data de 15 iunie nu ne va lăsa pentru deschiderea bazinului și la poșta veche, dacă au început cursurile sau când vor începe. Deci am făcut adresele către toate școlile ca să putem să facem grupele respective pe cele 5-6 ateliere care le avem. Da, pentru poșta veche, iar la bazin suntem pregătiți să vedem ce ne spun cei cu starea de alertă acum pe 13 și în momentul ăla noi știm cum să facem. Deja am început demersurile cu CSS-ul pentru că au profesori de not și atunci putem să facem grupele de la toate școlile să putem să le programăm.